Bună ziua și bine v-am regăsit la 60 de minute. Au visat la o viață mai bună, au sperat să scape de sărăcie și mizeria în care trăiesc, au avut încredere totală în oamenii pe care îi știau de o viață și s-au lăsat pe mâna lor. Aceasta poate fi pe scurt povestea milioanelor de persoane care sunt ținute în sclavie anual la nivel global. Peste 70% dintre victime sunt femei și fete, iar 1 din 4 sunt copii. O spun cele mai recente date ale Global Slavery Index din 2018. România se află pe primul loc în Europa, fiind țara de unde provin cele mai multe victime ale traficului de persoane. Iar în pandemie, lucrurile s-au înrăutățit. Infractorii au căutat să-și sporească veniturile, să-și intensifice activitățile. De altfel, traficanții români sunt printre cei mai violenți din Europa. Deși impactul pandemiei nu este măsurabil, este clar că ea a afectat în mod disproporționat, poate cel mai mult pe cei mai vulnerabili deja, femeile și copiii. Deși cifrele sunt cu adevărat îngrijorătoare, România nu a făcut suficiente eforturi pentru a combate traficul de persoane. Problema este semnalată inclusiv în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite privind traficul de persoane în 2020. De ce ne regăsim mereu în situația de a trata? De multe ori momentul conștientizării vine mult prea târziu, când am putea preveni, de fapt, astfel încât să salvăm viețile unor oameni și să le îmbunătățim traiul altora. Poate. Cine sunt victimele traficului de persoane? Cine sunt traficanții? Cine sunt clienții care susțin rețelele de prostituție? Și de ce ar trebui să ne intereseze? Pe fiecare dintre noi. Fie că vorbim de oricare individ în parte, de comunitate, de societate și de stat la nivel general. Aflăm în emisiunea de astăzi 60 de minute. Pentru început însă vedem principalele știri ale zilei. Elena Udrea și Ioana Băsescu au fost condamnate la 8, respectiv 5 ani de închisoare cu executare. Acestea au fost trimise în judecată încă din 2017, acuzate de infracțiuni precum spălare de bani și luare de mită. Dosarul finanțării campaniei electorale din 2009 a primit primul verdict, iar sentința cumulată a fost de mai mult de 20 de ani închisoare. În cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era realizată de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare, arată DNA într-un comunicat de presă. În primă instanță, Elena Udrea a primit 6 ani, sub acuzarea de spălare de bani și luare de mită. La aceștia s-a adăugat și un spor de 2 ani, astfel, fostul ministru al dezvoltării regionale și turismului va avea de executat 8 ani de detenție. În vizorul DNA a fost și Ioana Băsescu. Aceasta a fost condamnată la 5 ani de închisoare pentru delapidare și instigare la spălare de bani. Victor Tarhon, Gheorghe Nastasia și Silviu Wagner au primit fiecare între 3 și 6 ani tot pentru mită sau delapidare. Singurul achitat în dosarul campaniei a fost Dan Andronic. Delapidare, fals și deturnare de fonduri sunt capetele de acuzare ce îi sunt aduse artistei Beatrice Rancea, actuala directoare a Operei Naționale din Iași, a fost pusă de procurori sub control judiciar. Aceasta este suspectată că a constituit un grup infracțional. Potrivit anchetatorilor, membrii grupării ar fi folosit în interes personal subvențiile de la Ministerul Culturii. 27 de percheziții au avut loc la Opera Națională din Iași. Procurorii instrumentează un dosar de delapidare, iar prejudiciul estimat de organele de anchetă ajunge la 5 milioane de lei. Principalele persoane vizate sunt Beatrice Rancea, cea care ocupă funcția de director la Opera Națională din Iași, dar și alte 10 persoane. În acest moment, toate au fost puse sub control judiciar.
Procurorii suspectează că din anul 2014 Beatrice Rancea ar fi organizat și condus un grup infracțional care a acționat în Iași și București. Ulterior acestui grup infracțional s-au alăturat și alte persoane. DIICOT consideră că respectiva grupare ar fi plătit servicii și produse fictive. Mai mult, oamenii legii suspectează că banii primiți de la Ministerul Culturii sub formă de subvenții erau folosiți în scop personal de către membrii grupării. Beatrice Rancea a fost audiată, iar procurorii i-au percheziționat locuința și biroul de la operă. Acuzațiile care planează asupra artistei sunt delapidare, fals, deturnare de fonduri. Verificări s-au făcut și la firma designerului Doina Levința. Există suspiciunea că unele costume cumpărate de conducerea operei din Iași erau decontate la prețuri mai mari decât valoarea reală a acestora. O fostă contabilă a operei acuza public în urmă cu un an că există mai multe nereguli în privința modului în care conducerea instituției gestionează fondurile. Ministerul Culturii a precizat că va pune la dispoziția DIICOT toate documentele necesare și va coopera cu instituțiile de control ale statului. Un bărbat a sechestrat doi muncitori într-un apartament din Onești, iar ulterior le-a curmat viața. Pe timpul negocierilor, omul i-a ținut pe cei doi legați în balcon. Echipajele au intervenit, însă operațiunea de salvare a eșuat. Proprietarul apartamentului, pe care îl pierduse pe cale juridică, i-a înjunghiat mortal pe muncitor. Agresorul a fost împușcat de polițiști și a ajuns la spital. Bărbatul de 65 de ani, care avea asupra sa o macetă, a aflat de renovările fostei sale locuințe, pe care o pierduse cu mai bine de 10 ani, în urma unei executări silite. El a intrat peste cei doi muncitori angajați de actualul proprietar și, sub amenințare, i-a luat ostatici pe bărbații de 35 și 36 de ani, pe care i-a ținut legați cu mâinile la spate pe balconul imobilului de la etajul 3, în văzul zecilor de oameni care asistau oripilați la întreaga scenă. Agresorul a sunat la poliție și a amenințat că îi va ucide pe cei doi. Zona a fost imediat împânzită de forțele de ordine, iar un negociator a încercat mai bine de 5 ore să-l convingă pe bărbat să renunțe la amenințări și să-i elibereze pe muncitori. Acțiunea de salvare a forțelor de ordine s-a soldat cu un eșec. Dintr-o dată, agresorul nu a mai ținut cont de nimic și a început să îi înjunghie pe cei doi muncitori în mod repetat. Forțele de ordine au acționat rapid, au intrat în casă, de unde s-au auzit 5 focuri de armă. Un muncitor a murit pe loc, iar cel de-al doilea a decedat în drum spre spital. Agresorul, cu multiple plăgi împușcate, va fi operat. Urmare a deplasării forțelor de ordine la fața locului, împreună cu negociatorul echipei operative, s-au purtat discuții și negocieri cu persoana în cauză pentru a-l convinge să renunțe la acțiunile sale. La un moment dat, autorul, care părea calm, a început să exercite acte de violență asupra persoanelor aflate în apartament, moment sesizat și de forțele de ordine. În sprijinul persoanelor aflate în apartament, s-a forțat cu mijloace din dotare ușa metalică a locuinței, agresorul încercând să blocheze ușa, având în mână un cuțit. La acel moment, forțele de ordine au folosit armamentul din dotare prin foc executat asupra membrelor inferioare ale agresorului, acesta fiind rănit și imobilizat, a transmis IPJ Bacău printr-un comunicat. Soția atacatorului a fost reținută pentru 24 de ore pentru complicitate la lipsire de libertate. Potrivit unor surse, ea avea în geantă același tip de bride care au fost folosite pentru imobilizarea victimelor. În momentul pătrunderii în apartament au fost găsite cele două persoane care prezentau multiple plăgi înjunghiate. Cele două persoane au primit îngrijiri medicale de specialitate, însă urmare a leziunilor suferite au decedat. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a preluat cauza pentru efectuarea de cercetări potrivit competențelor, au mai adăugat cei de la IPJ Bacău. Primarul din Onești a declarat că primăria va ajuta familia celor doi bărbați omorâți. Onești este un oraș de provincie liniștit, practic cu așa ceva nu ne-am întâlnit la nivelul orașului nostru. Ca și primar și nu doar ca primar, ca om, sunt șocat de ceea ce s-a întâmplat. Din poziția pe care o am, am dispus pentru ora 12 o ședință de consiliu în care vom acorda un ajutor familiilor îndurerate. Conducerea Poliției Române a trimis la Bacău o echipă de specialiști care va face verificări la modul de intervenție la eveniment. La finalizarea verificărilor, în funcție de rezultat, se vor dispune măsurile legale care se impun, a transmis într-un comunicat Inspectoratul General al Poliției Române.
Și revenim acum la tema discuției în emisiunea de astăzi, 60 de minute. Vă spuneam la începutul acestei emisiuni faptul că România se află pe primul loc în Europa. România, practic, este sursa celor mai multe victime dintre statele Uniunii Europene. Vedem și alte informații în materialul următor. Afaceri cu moartea, sclavia modernă. Unii dintre noi am spune că nu mai există sclavie în vremurile noastre. Din păcate însă, zeci de milioane de oameni de pe planetă încearcă să scape de sclavia modernă. Într-un clasament publicat de Global Slavery Index, primele 10 țări din lume în care sclavia este încă o politică de stat sunt Coreea de Nord, Eritrea, Burundi, Republica Central Africană, Afganistan, Mauritania, Sudanul de Sud, Pakistan, Cambodgia și Iran. Aceste state dețin 75% din totalul forței de muncă exploatată în condiții groaznice. De altfel, cifra de afaceri rezultată din sclavia modernă este de 354 de miliarde de dolari anual. Este efectul exploatării a peste 40 de milioane de oameni, din care 1,24 milioane doar în Europa. Sclavie modernă în România, 86.000 de persoane. Localizare, 76% din total în 10 țări. Ultima țară care a abolit sclavia, Mauritania. Sunt doar o parte dintre datele acestui celui mai recent studiu Global Slavery Index din 2018. Cifrele sunt în continuare îngrijorătoare și despre aceste statistici vorbim în continuare, pentru că în aceste statistici este vorba, doamnelor, domnilor, despre oameni și nu despre niște obiecte. Invitata mea, alături de care discutăm pentru început despre acest subiect, este Ioana Sândescu, Asociația Eliberare. Ioana Sândescu, bună seara și mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc că abordați subiectul acesta care nu e deloc ușor. E un subiect care nu este deloc ușor și recunosc că în momentul în care am început să mă documentez, pur și simplu nu are cum să nu te zguduie, adică nu poți să te detașezi așa cumva și să nu înțelegi, mai ales când găsești, pentru că pe internet evident găsim, din diverse reportaje făcute sau nu, numai intrând pe rețelele de socializare, tot felul de victime care povestesc prin ce au trecut. Înainte, adică pentru început, Ioana Sândescu, aș vrea să vorbim despre cum am ajuns în această situație. Cum a ajuns România să fie principala țară care, de unde provin victimele traficului de persoane? Da, din păcate România rămâne principala sursă pentru victimele europene care sunt exploatate în Uniunea Europeană și nu numai. Motivele sunt multe și variate. Cred că dacă ar fi să ne gândim la un singur motiv principal, n-am putea să punem degetul și să zicem ok, rezolvăm problema asta și aia e. E o sumă de vulnerabilități care practic toate contribuie la acest vis al unei vieți mai bune, care îi atrag pe oameni fie în afara țării, fie chiar în România, pentru că dacă e să ne uităm la statisticile oficiale din România, aproape jumătate din români sunt exploatați în țară, iar visul ăsta prinde diferite forme și apoi se transformă de fapt într-un coșmar. Din ce mi-am dat eu seama, ar fi practic două cauze principale, să spunem. Pe de o parte, sărăcia, nu? Care o împinge la un moment dat într-o astfel de decizie, nu? Fiecare om, cred că fiecare dintre noi își dorește la un moment dat o viață mai bună, indiferent de ce fel de viață are în momentul respectiv. Întotdeauna ne dorim să ne fie mai bine. Asta pe de o parte și pe de altă parte educația. Deși nu e neapărat o regulă ca persoanele care nu au o educație aleasă, să spunem, sau o educație bună, să nu cadă pradă la un moment dat unor traficanți. Absolut, și asta vedem poate și în unele statistici. Avem victime care chiar au terminat facultăți și dacă ar fi să ne uităm doar la partea aceasta de sărăcie și la partea de educație, practic omitem alte aspecte.
omitem cultura impunității, faptul că de multe ori justiția, în loc să fie proactivă și practic să fim înaintea trendului și a traficanților, noi întotdeauna suntem cu un pas în spate, din păcate. De asemenea, lipsa de oportunități, pentru că de cele mai multe ori oamenii nu pleacă pentru că au mult prea multe opțiuni aici. Și chiar și în cazul celor care uneori mi se pare că aleg să fie prinși într-un anumit stil de viață, de fapt faptul că n-au niciun fel de altă opțiune, asta îi împinge cât ai acolo. Cred că dacă e să facem așa, să punem pe categorii victimele traficului de persoane, ar trebui să vorbim în primul rând de victime, de cei care ajung să devină la un moment dat sclav, pentru că vedeam și materialul realizat nu de colegii mei, primesc întâmplător, chiar de la o rudă se poate întâmpla, nu? Să primești o ofertă, te duc eu, vei avea o slujbă care îți va oferi posibilitatea, nu știu, în jumătate de an sau un an, să câștigi banii necesari, vii înapoi acasă, îți construiești o casă, e mai bine pentru familia ta, deci pot fi oameni cunoscuți care să te atragă într-o astfel de, de capcană, asta pe de o parte, sau pe de altă parte, oameni care găsesc, eu știu eu, informații, anunțuri pe internet și pur și simplu aplică fără să verifice prea mult. Dacă este, ne uităm la cazurile care ajung să fie identificate și astea sunt cele mai puține cazuri. Din păcate, majoritatea oamenilor nici măcar nu apar în statisticile astea pentru că sunt fie prinși în exploatare, fie în momentul în care ies nu mai vor nici măcar să apară în aceste statistici. Majoritatea sunt recrutați de oameni de încredere. Nu doar cunoscuți, dar avem rude de grad întâi, chiar parteneri sau soți care ajung să-și traficheze familia, soția, respectiv partenera și așa mai departe. Cu siguranță există aici o anumită tipologie a traficanților și știu asta foarte bine. Știu să-ți vândă visul acela despre care vorbeam la început. De exemplu, dacă tu provii dintr-o familie în care n-ai avut afecțiune, traficantul o să-ți ofere afecțiune. În momentul în care visul tău este, nu știu, mașina neagră din fața curții care să fie ultimul răgnet, atunci o să-ți ofere fix jobul ăsta despre care spuneai tu, câștigi foarte mulți bani, ai nevoie de experiență, totul se mișcă foarte, foarte repede. Ce vrei tu să auzi, asta îți spune. Văzusem, documentându-mă înainte de emisiune, apropo de ce spuneți, Ioana Sandescu, mărturii ale victimelor care povesteau, să spunem că au cunoscut un tip la un moment dat, cu care au stat aproximativ 6 luni. Domnul respectiv s-a comportat impecabil, ireproșabil. Acasă mers la părinți, stat la masă, adică toate lucrurile păreau că sunt desprinse cumva dintr-un basm, cum își dorește, nu? Poate cum își doresc fetițele de mici, nu? Să visez la acel prinț care vine călare pe calul alb, nu? Exact ca în povești se întâmpla până la un anumit moment, evident. Vine apoi oferta de a merge în străinătate, să facem o excursie așa noi, între noi, înainte de a ne căsători. O cere în căsătorie și ce se întâmplă? Ajunge apoi să fie predată capului de rețea într-o anumită țară. E un scenariu care se repetă, din păcate, în foarte multe cazuri. Aș vrea să ne referim puțin la tipologia lor, pentru că trebuie să fii într-un anumit fel, nu? Să dai dovadă de un comportament impecabil, să te comporți foarte frumos, nu? Să dai dovadă de afecțiune, nu? Să oferi afecțiune, dragoste, după care să te schimbi radical. Pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în Europa, traficanții români sunt cunoscuți pentru agresivitatea lor, pentru cât de determinați sunt ca să facă bani cu orice preț. Da, cred că aici e important de spus că agresivitatea, după cum menționai și tu, apare după. În primul și în primul rând, traficantul își dorește control. Da? Și controlul ăsta de multe ori vine după ce câștigă încrederea victimei. Metoda pe care ai descris-o este fix metoda lover boy, care din păcate este foarte des întâlnită. Să nu uităm că în statistici avem persoane traficate chiar de soț sau de parteneri. Aici deja nu se mai pune problema că se predă persoana respectivă unei rețele, ci chiar partenerul este cel care trafichează persoana. Și aici avem foarte multe complexități. Cum reușește să le convingă?
E fix ceea ce spuneai tu, povestea aia, basmul ăla. De exemplu, există victime care ajung într-un fel să fie de acord să se afle în prostituție, să fie exploatate în prostituție, în țări unde prostituția e legală, pentru că ele se gândesc, ok, o să fac asta până când îmi cumpăr și aici... puncte, inserăm visul. Îmi cumpăr rochia de mireasă sau ajungem să ne facem casă. Sunt aici până când plătim datoriile. Motivele sunt foarte multe și atunci e și mult mai greu de probat toată treaba asta, pentru că oarecum lucrurile se întâmplă cu acceptul victimei. De multe ori aceste persoane nici măcar nu se identifică ca victime. Interesant cum reușește să le convingă, pentru că până la urmă și e și acesta un aspect la care vreau să ne referim, cât la sută dintre femeile care sunt victime ale traficului, adică cât la sută dintre victimele traficului sunt femei și cât la sută sunt bărbați? Avem niște statistici legate de... Când vine vorba de exploatare sexuală, majoritatea victimelor sunt femei și copii și aici e foarte grav. Practic, dacă ne uităm, de câțiva ani, statisticile arată că undeva la aproape jumătate din victimele identificate sunt minori. Vorbim despre copii care sunt violați pe bani. Lucrurile astea sunt clare, trebuie tranșate, nu există niciun fel de nuanță acolo. La nivel global, în general, exploatarea sexuală afectează femeile și iarăși copiii. Iar lucrul ăsta ne duce și la ideea că traficul de persoane nu e doar o formă de criminalitate organizată, este și violență de gen și o mare încălcare a drepturilor omului în general. Ni s-a alăturat discuției și aș vrea să o salut și pe Monica Bosef, este reprezentanta Fundației Ușa Deschisă. Bună seara și mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Bună seara, mulțumesc mult de invitație. Aș vrea să vă întrebăm, nu știu dacă ați prins din discuția noastră, vă întreb și pe dumneavoastră, Monica Bosef, ce se întâmplă și cum a reușit România să fie în top în aceste statistici? E un cumul de factori. În primul rând, România a ajuns ca de 3 ani să dețină locul fruntaș la o dramă de genul ăsta, pentru că a existat un preambul, deci de foarte mulți ani s-a perpetuat în societatea noastră și s-a promovat chiar o noțiune foarte greșită, s-au promovat non-valori care au marșat foarte mult pe partea materială, astfel încât bunăstarea materială a devenit mirajul la care tânjește majoritatea populației. Și s-a perpetuat mentalitatea asta. Apoi a intervenit o mentalitate misogină, o mentalitate în care abuzul asupra femeii, agresiunile asupra femeii erau partea unei normalități foarte anormale. Da? Deci mulți considerau, după cum bine arată și un studiu făcut cu 4 ani în urmă, în care peste 75% din persoanele intervievate au spus că este perfect normal să-ți bați partenera, să o agresezi fizic, de abuzul psihologic și emoțional nici nu se mai discută, pentru că la de foarte multe ori este trecut cu vederea, nici nu este trecut în categoria abuzurilor. Așa, și apoi s-a ajuns, din păcate, și la lucrul ăsta, din cauza reproducerii într-un ritm extraordinar de mare a rețelelor de crimă organizată și să spun așa, impotenței profesionale, să zic, a cadrelor care trebuiau să se ocupe, a instituțiilor care trebuiau să atace drastic și rapid și urgent problema criminalității organizate. De altfel, cred că ni s-a și reproșat la un moment dat, apropo de modul în care s-a mișcat, ca să spun așa, statul în ultimii ani. Nu am făcut foarte multe pentru a combate traficul de persoane. Asta așa este. Pe mai multe paliere, din punct de vedere al legislației, pe hârtie stăm foarte bine. Stăm foarte prost însă la aplicarea legii. Sunt foarte prost la a avea o perspectivă a victimei, da, atunci când abordăm un caz de trafic,
în foarte multe instanțe. Există, cum să spun eu, o inclinație spre a menaja rețelele de interlopi, da? Victima întotdeauna este pusă într-o lumină proastă, victima întotdeauna trebuie să aducă dovezi în plus că ea este victimă, da? Este exact contrariul unui cod deontologic, să spun așa, în care interlopul este nevinovat până la proba contrarie, ce este aberant pentru că dovezile sunt covârșitoare. În momentul în care există toate aceste dovezi, nu ar trebui ca un dosar să mai facă însertarele procurorilor 4-5 ani de zile, să se treneze un caz, știm foarte bine cu toții, acum e lungă moarte sigură, nu? Ați discutat foarte mult în ultimii ani cu femeile care au trecut pe la dumneavoastră și o să vreau să discutăm și despre ce vă spun acele femei. Dar înainte, Ioana Sandescu, v-aș întreba, cum își privesc acești traficanți victimele? Cum le privesc? Pentru că îmi amintesc tot din documentarea pe care o făceam, unul dintre clienți, să spunem, recunoștea cu nonșalanță faptul că el, dacă vrea să meargă, de exemplu, într-o țară străină, ar vrea să cunoască și fetele de acolo. Bine, exprimarea mea este foarte diplomată și foarte era cu totul altfel exprimarea. Și întrebat fiind, păi, în regulă, dar știi, mergi la bordel, plătești pentru asta, i s-a părut la fel iar un lucru absolut normal și firesc. A întrebat-o pe doamna respectivă dacă ea dorea sau nu, iar răspunsul lui a fost ceva de genul: la magazin, în momentul în care mergi și îți cumperi, să spunem, o sticlă de ulei, nu te întreabă sticla aceea de ulei dacă trebuie să o iei acasă sau nu. Pur și simplu o cumperi un produs care e al tău și poți să-l folosești cum vrei tu. Cum e percepția asta față de victime, a clienților pe de o parte, nu? Pentru că și ei au un rol foarte important în tot acest tablou, nu? Practic, cred că ai răspuns la întrebare. Oamenii aceștia obiectifică absolut tot. Vorbim și despre clienți și vorbim și despre traficanți. Pentru că, în fond, pentru ei e un business. Și de asta treburile astea pe empatie, practic noi stăm și ne gândim la lucrurile acestea dintr-o perspectivă a respectului față de oameni și a valorii, a decenței și valorii intrinsece a unei persoane. Lucrul ăsta nu există atunci când vorbim despre traficanți. Pentru ei treaba asta e un business. E o afacere bănoasă și de asta și metodele noastre de combatere nu trebuie să se uite neapărat la psihologia și cum îi facem pe oamenii ăștia să înțeleagă că e rău ceea ce fac, și trebuie să usture. În momentul în care își asumă treaba asta, traficul nu mai trebuie să fie un risc mic, o afacere cu risc mic. Corect. Din contră. Monica Bose, vă rog. Da, are perfectă de toate. Deci nu, aici nu se pune problema cine pe cine trebuie să menajeze. Nu, pur și simplu. Deci trebuie loviți acolo unde ustură cel mai tare. Financiar. Acolo e arde. Da? Știm bine că este o industrie traficul de persoane. Da, explicați-ne ca să înțelegem, pentru că nu întâmplător încerc să abordez și unele teme care sunt lăsate de multe ori așa în umbră, din cauza că nu ne prinde cotidianul de foarte multe ori. De ce ar trebui să înțelegem că e o problemă atât de gravă aceasta a traficului de persoane? Mă gândesc în primul rând la muncă, la exploatare sexuală, la copii care sunt folosiți pentru muncă sau pentru cerșetorie. De ce fiecare dintre noi ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta? În primul rând, fiecare dintre noi trebuie să înțeleagă lucrul ăsta din perspectivă personală, să zic așa. În primul rând și în primul rând, da? Dacă tu știi cine ești și îți cunoști demnitatea pe care o ai tu ca ființă umană, tu știi exact că n-ai fost niciodată, planul tău de a exista pe acest pământ nu a fost niciodată ca tu să fii exploatat de altcineva, ca tu să devii obiectul de lucru al altei persoane. Da? Cu atât mai mult ca pe cârca ta și pe suferința ta, pe lacrimile tale, cineva să-și clădească, cum să spun eu, un profit. Da? Deci, din perspectivă personală, fiecare, și dacă e fiecare sincer cu el sau cu ea, el însăși sau ea însăși, recunoaște clar că știe lucrul ăsta. Deci eu știu că nu pentru asta sunt făcut. Da? Dacă mă gândesc apoi că nici copilul meu nu este făcut, nu a fost creat pentru așa ceva, da? Nici mama mea, nici sora mea, nici fratele meu, nici nepotul meu, da? Cum să spun eu, începem puțin să extindem cercul ăsta. Dar, iar răspund,
conștiința este ușor de anesteziat. Și Ioana a dat niște exemple foarte bune. Ce ne facem, doamnelor, însă cu situațiile în care proprii părinți, așa cum proprii soți își duc femeile la bordeluri în alte state, proprii părinți își trimit copiii la cerșit sau, mai rău decât atât, ajung să fie victime ale exploatărilor sexuale? Motivul pentru care se întâmplă asta sau la ce anume vă referiți? Exact. Vorbeam ceva mai devreme cu Ioana de două cauze. Pe de o parte e sărăcia, pe de o parte e educația. Și punctați ceva mai devreme, Monica Bosef, faptul că, în mod normal, nici unul dintre noi nu ar vrea să fie exploatat la un moment dat, că vorbim de exploatare în muncă, de sclavie, că vorbim de exploatare sexuală, asta pe de o parte. Dar ce te faci cu familiile care nu au suficientă educație să își dea seama de lucrurile acestea? Că, de fapt, acesta este normalul, firescul, în sensul ăsta spun. La ei cum ajungi cu mesajul? Cum le explici acest lucru? Aici este vorba de o intervenție foarte, foarte focusată, da? Care ar trebui să existe în comunități. Da? Acum, fie că se fac prin serviciile sociale, că ar trebui să se facă prin serviciile sociale, fie că ar trebui să existe niște programe în comunitățile respective. Asta mă duce pe mine cu gândul la una dintre afirmațiile care mie îmi scoală părul în cap, și anume cu reintegrarea victimei cât mai repede, da, în comunitate, în comunitatea din care provine ea. Și întotdeauna le ridic mingea la fileu, pentru că întrebarea se pune, ok, despre ce comunitate vorbești? Despre comunitatea în care ea a fost abuzată și traumatizată ani la rând, fără ca nimeni din comunitatea aia să ia atitudine spre a o proteja? Despre comunitățile alea vorbim? Timp în care ea, după ce a fost traficată, scoasă din situația aia, încă nu s-a întâmplat nimic acolo? Da? Deci, acolo trebuie să existe o intervenție targetată. Noi este foarte greu. Noi, de exemplu, când avem un caz referit, noi nu lucrăm doar cu persoana respectivă. Noi încercăm să lucrăm și cu familia ei, încercăm să lucrăm și cu comunitatea din care provine. Pentru că dacă în timpul în care persoana respectivă este sau a fost traficată, exploatată, apoi scoasă de acolo, dacă în tot intervalul ăsta de timp, în comunitatea aceea nu s-a întâmplat absolut nimic, da? Nu s-a intervenit în niciun fel prin serviciile sociale, prin, cum să spun eu, niște servicii focusate, da? În familiile vulnerabile, fie vorbim despre campanii de pregătire, și cei de la Eliberare fac asta de ani de zile, da? Dar este vorba despre pilonii de susținere, principalii piloni de susținere dintr-o comunitate. Care de obicei cine sunt? Medicul de familie, popa, primarul, dacă ai noroc să fie un primar așa, bun. Da? Un asistent social eventual care este acolo, da, la primărie, nu? Și cu polițistul de la secția de acolo. Nu? Ăștia ar trebui să fie pilonii pe care ar trebui să... Și directorul școlii. Nu? Pe umerii lor ar trebui să, cum să spun eu, să fie pusă o presiune ca ei să fie cei, cum să spun eu, care să lucreze în comunitatea lor, să fie activi în comunitatea lor. Dacă în tot intervalul ăsta nu s-a întâmplat absolut nimic, atunci când persoana respectivă termină programul, nu, și vrea, poate, să revină în zona ei de obârșie, nu, așa, ce găsește acolo? Aceleași vulnerabilități pe care le-a lăsat când a fost exploatată, traficată. Și e stigmatizată la fel precum la fel ca înainte. Dar apropo de ce... Ea se va lovi de aceleași probleme, de aceleași provocări, da? Ca să nu mai spun că între timp și alții din familia ei, nu, frați, surori mai mici, da? Eventual au ajuns și ei în aceeași situație. Exact. Sunt și ei victime. Exact. Dar apropo de ce spuneați ceva mai devreme, Monica Bosef, aș vrea să o întreb pe Ioana. Vorbeam, Ioana, înainte de discuția noastră și de emisiune, de faptul că statul în multe situații este reactiv, nu? De fapt, cred că foarte mulți dintre noi suntem așa, reacționăm doar în momentul în care apare o tragedie la un moment dat. Nu așa ar trebui să se întâmple în mod normal. Cât de implicate sunt instituțiile care ar trebui să aibă ceva de spus? Mă gândesc acum de la ministere, că poate mai multe ministere ar trebui să se implice în toată povestea asta.
Sunt foarte multe ministere de resort pe subiectul ăsta și numai să-i aduci la masă de multe ori e foarte, foarte complicat. Din păcate, abordarea de foarte, în foarte multe cazuri este fix, cum ai menționat, reactivă. Nu avem identificare proactivă, nu ne uităm neapărat la cum putem să adresăm motivele sau partea asta de origini ale vulnerabilităților, ne uităm întotdeauna la ce anume putem să tratăm, cum anume reacționăm și nici măcar acolo nu reușim să ținem pasul. Da? În continuare, în România, serviciile acestea de aftercare, cum este și open door, ușa deschisă, sunt finanțate 100% din bani privați, nu există neapărat fonduri care să meargă în direcția asta, stăm foarte prost pe partea de servicii specializate de la stat, ca să nu zic că sunt aproape inexistente. Și atunci, aici sunt foarte multe lucruri care trebuie luate în considerare și o coordonare mult mai bună. Degeaba încercăm noi pe partea de societate civilă să facem foarte multe lucruri dacă nu avem la masă oameni cu care să putem să discutăm și atunci mult din munca noastră la eliberare și nu doar la eliberare, și la platforma aceasta din care facem parte 20 de organizații specializate pe lupta împotriva traficului de persoane, încercăm să creăm aceste oportunități de a lucra împreună, stat, privat, societate civilă. Altfel nu o să reușim să rezbatem. Aș vrea să te întreb, pentru că făcea referire Monica Bosef ceva mai devreme, și la campaniile voastre de informare. În perioada pandemiei probabil că n-ați putut să mai fiți la fel de active așa cum v-ați fi dorit, dar înainte, unde ați avut aceste campanii și cum a fost percepția? Ce știu elevii, ce știu oamenii, nu știu, în funcție de publicul cărora v-ați adresat voi, despre traficul de persoane? Pentru că pare că în ultima perioadă, în ultimii ani, pare că ne-am obișnuit sau ne-am resemnat. Știm foarte mulți dintre noi despre foarte multe situații, dar atâta timp cât nu ne afectează în acel moment pe noi. Da, la eliberare noi ne-am mutat în online și inclusiv partea aceasta de program educativ este tot în online. Pe www.eliberare.com/resurse, acolo există un pachet care poate fi utilizat în școli și care poate fi comandat și ținut inclusiv pe Zoom. E prietenos și la treaba asta. Apropo de ce știm, din studiul pe care l-am făcut și practic background-ul meu este de a lucra într-un adăpost, acolo ce aveau în comun majoritatea victimelor este că în momentul în care discutam despre subiect, ceea ce spuneau este da, știam despre traficul de persoane, în același timp ne gândeam că se întâmplă undeva departe sau fraza cel mai des întâlnită era nu credeam că mi se poate întâmpla mie. Și atunci, în contextul ăsta, evident că te vulnerabilizezi foarte mult, pentru că te gândești, ok, traficul de persoane se întâmplă numai femeilor ușoare sau fetelor care le place viața. Și aici și limbajul pe care îl folosim normalizăm foarte mult. De asta suntem desensibilizați. Vorbim despre lucrurile astea ca și cum ar fi normale, ca și cum ar trebui să ne așteptăm la ele și ca și cum nu o să ni se întâmple niciodată nouă. Vă întrebam ceva mai devreme, Monica Bosef, și aș vrea să ne spuneți, pentru că știu că ați discutat cu multe dintre aceste femei care au fost victime la un moment dat, ulterior au devenit supraviețuitoare. Ce vă spun când aveți o primă discuție cu ele? Legat de ce? Pentru că, adică... Mă gândesc acum, de exemplu, că în momentul în care ajung la dumneavoastră, le deschideți o ușă, nu? Le întrebați cum au ajuns în această situație? Nu, noi nu le întrebăm lucrul ăsta. Nu le întrebăm lucrul ăsta pentru că este, cum să spun, în primul rând că omul ăla, pentru ea, eu sunt un necunoscut. Toată viața ei ea a fost trădată, lovită și abuzată și traumatizată de oamenii în care a avut încredere, care ar fi trebuit să o apere, să o protejeze. Și atunci, dintr-o dată, de ce ar avea încredere într-un necunoscut? Atunci, cu atât mai mult este important să punctăm că, nu știu, poate la un moment dat vedem în jurul nostru o astfel de situație și cu atât mai mult e important să știm cum să ne comportăm. Noi nu ne punem întrebări. Cel mai important este ca persoana respectivă să realizeze că are un loc în care este în siguranță, că are un loc în care poate să-și tragă sufletul, să-și lingă rănile, să îi se pună balsam peste ele. Primele câteva zile sunt alea în care, cum să spun eu, de obicei se doarme pe ruptere.
Apoi nu facem decât să stăm, cum să spun eu, de vorbă așa în termeni generali, spunându-le puțin, eu știu, serviciile pe care le oferim, ce înseamnă să intre într-un program și așa mai departe. De obicei, exact ce spun menționat, l-am dat și Ioana, este foarte greu dintr-o dată să te încrezi în cineva pe care nu-l cunoști, având în vedere, cum să spun eu, tot istoricul tău de lovituri primite de la cei în care te-ai încrezut. Și apoi este foarte greu totuși să recunoști că ai fost victimă. Tuturor ne-ar fi greu să recunoaștem asta. Și îi trebuie o perioadă de timp, lăsând la o parte binecunoscutul sindrom Stockholm, da? Și anume conectivitatea victimei cu agresorul. Există această dependență care se creează la un moment dat, da? Pentru că în viața ei agresorul ajunge, exploatatorul, traficantul, ajunge să fie singurul factor cunoscut, să spun așa, da? Cel care alternează, cu machiavelic, momentele de puțină tandrețe, nici nu știu că pot să o numesc așa, cu cele de o agresivitate cruntă, de o violență greu de descris în cuvinte, da? Cu un abuz psihologic și emoțional care te zdrobește. Deci ea ajunge, victima ajunge în timp să-și creeze acest mecanism de supraviețuire și apelează de multe ori la faza binecunoscută la noi, care mi-mi dă alergie efectiv, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Da, o să vă rog să... Ajunge, vă rog, nu are vă rog, cum să recunoască că e victimă. Vă rog. Este foarte greu să recunoască lucrul ăsta. Dar sunt de vorbă și lăsând pur și simplu să deruleze lucrurile, să povestească ea, să ceară lămuriri și așa mai departe, într-un final ajunge să spună ea cu gura ei ororile prin care a trecut și să aibă curajul să spună am fost o victimă. Dar îți trebuie timp, îți trebuie răbdare, îți trebuie resurse. Încă o dată spun, deci lucruri care necesită timp. Noi nu putem să punem pe repede înainte, da? Cum se pune de multe ori presiune, ca într-un program de reabilitare victima să stea 3 luni de zile. Serios, sunt fracturi care durează mai mult de 3 luni de zile ca să se vindece corect. Și noi vorbim despre un fizic, un psihic și nu, emoționalul persoanei respective care trebuie să zic așa, puse la oaltă, reîntregite. Monica Bosef, da. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Cu siguranță vom mai discuta pe marginea acestui subiect, pentru că nu am vorbit probabil nici 1% față din ce ne-am propus. Vreau însă să mergem acum și la Agenția Națională împotriva traficului de persoane, pentru că e în legătură cu noi domnul Ciprian Ghițulasa, este ofițer specialist acolo. Bună seara și mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Salut, bine ați găsit, mulțumesc pentru invitație. Știu, domnule Ghițulasa, că sunt mai multe campanii pe care agenția le-a derulat în ultimele luni. Nu știu, să ne gândim, de exemplu, la... pentru că oamenii contează, pune tu barieră traficului, dă-i libertate, nu-i plăti exploatarea, două dintre ele pe care le-am găsit pe site-ul dumneavoastră. Care e până la urmă, cât de importante sunt aceste campanii și care e finalitatea până la urmă? Da, campaniile sunt multe, eforturile sunt destul de consistente la nivel național și Agenția Națională derulează o serie de campanii. De asemenea, organizațiile neguvernamentale derulează o serie de campanii. Ce urmărim noi? Aceste campanii sunt de informare. Trebuie să înțelegem că prevenirea traficului de persoane nu se poate face numai prin informare. Este nevoie de măsuri sociale, un plan educațional, economic, de dezvoltare și așa mai departe. Însă urmărim conștientizarea grupurilor ținte. În primul rând ne referim la acele persoane vulnerabile. Mă auziți bine? Da, vă rog, vă ascultăm. Da? Era un zgomot de fond. Ne referim la acele persoane vulnerabile care pot deveni victime ale traficului de persoane și vor înțelege care sunt vulnerabilitățile acestora și cum să se ferească de ele.
În al doilea rând, urmărim o componentă foarte importantă și se pune din ce în ce mai mult accent asupra acestui fapt. Ne referim la cerere, pentru că nu poate exista trafic de persoane numai cu ofertă. Vorbim atât de cerere cât și de ofertă. Iar ceea ce privește, de exemplu, exploatarea sexuală, cererea este în creștere, este o cerere din ce în ce mai mare și mai ales în statele de destinație din vestul Europei. Asta nu înseamnă că nu avem o cerere și la noi, din păcate, în țara noastră, și observăm că sunt foarte multe persoane minore exploatate și mai ales sexual. În afară de aceste două grupuri despre care am vorbit, iar urmărim conștientizarea publicului larg, pentru că sunt foarte, foarte multe persoane care pot intra în contact cu aceste victime, pot observa că cineva suferă. Văd, de exemplu, minore la stradă sau în contexte ciudate și atunci le încurajăm să anunțe într-un fel sau altul autoritățile, sub anonimat sau nu, pentru că fiecare oră, fiecare zi din viața unei victime a traficului de persoane înseamnă foarte mult, abuzuri sunt nenumărate. Iar dacă vorbim despre copii, ei automat sunt deja scoși din sistemul educațional și viața lor este schimbată foarte, foarte mult. Este foarte greu să fie reintegrați. Colegele mele cu care discuta și pe care le aveți invitate au putut confirma, se confruntă cu situații destul de greu de depășit. Domnule Ghițureasa, spunea Ioana Sândescu ceva mai devreme, faptul că e destul de greu ca cei care ar trebui, ministerele de resort și alte instituții care ar trebui să se implice în combaterea traficului de persoane, e destul de greu să se întâlnească la un moment dat. Ce ne lipsește, dincolo de aceste cifre cu adevărat îngrijorătoare, dincolo de faptul că suntem pe primul loc în Europa de 2-3 ani deja, ce ne lipsește pentru a ne motiva suficient să înțelegem că trebuie să începem să facem mai mult pentru combaterea fenomenului? Într-adevăr, cooperarea este esențială în combaterea și în limitarea acestui fenomen. Adică vorbim atât de combatere, dar cât de prevenire. De exemplu, agenția nu are și organizațiile neguvernamentale nu au atribuții în combatere, dar au în prevenire sau în asistența victimelor. Evident, este nevoie de o cooperare națională și internațională din ce în ce mai puternică. Eforturi se fac și destul de consistente în aceste direcții. Din păcate, încă nu este suficient. Traficul de persoane nu trebuie văzut doar ca o simplă infracțiune. Din păcate, este un fenomen social care implică foarte, foarte multe laturi, foarte multe ministere și domenii de activitate. Nu degeaba avem o strategie de luptă împotriva traficului de persoane, unde la capitolul 14 sunt trecute peste 20 de instituții cu atribuții în acest domeniu. Este nevoie de un efort național susținut. Nu putem merge mai departe doar cu informarea. Trebuie să fie o implicare constantă și de ce în ce mai puternic la toate nivelurile. Și vorbim de foarte multe ministere. Doar prin buna funcționare a diferitelor activități dintr-un stat, lucrurile se pot rezolva, pot fi mai bune. Dar vreau să subliniez ceva. Cum spuneam, este un fenomen social deosebit de complex, traficul de persoane, și noi, ca poziție, mă refer la România, din păcate avem o poziție destul de nefericită, pentru că traficul de persoane presupune foarte mulți factori care împing victimele în străinătate și, de asemenea, foarte mulți factori care le atrag în străinătate. Deci este un curent deosebit și suntem furnizori. Din păcate, suntem partea pasivă. Victimele noastre sunt atrase în aceste state. Adică, cu alte cuvinte, situația din România favorizează cumva, dar clar, e un subiect despre care vom mai discuta. Situația europeană. Exact. Situația europeană favorizează. Adică, pe de-o parte, nu suntem suficient de dezvoltați și este normal ca oamenii să-și caute o viață mai bună. Dar și situația, pe de cealaltă parte, exact, dar și situația de la noi din țară, că până la urmă sărăcia în care ne aflăm și faptul că acești oameni se duc în străinătate pentru a câștiga niște bani, pentru a avea
un trai mai bun, sau faptul că niște oameni care la un moment dat nu au capacitatea să discearnă, să spunem, și sunt poate naivi și cred în cei de lângă ei, iată că ajung într-o astfel de situație. Ciprian Ghițuleasa, vă mulțumesc pentru această intervenție, cu siguranță vom mai evident, de asta spun, da. Cu siguranță vom avea posibilitatea să mai vorbim. Ioana Sândescu, mai avem foarte puțin, apropo de politicile publice, care și ele ar trebui să aibă cumva importanța lor aici. Anul acesta, după ce vedem din nou aceste cifre, cam cum ar trebui să arate după anul de pandemie? Ce ar trebui să se trezească în noi și ce ar trebui să schimbăm? Cred că vreau să iau un pic discuția de la politici publice, pentru că ele par așa undeva departe, la ce putem să facem noi fiecare. Și la un moment dat, în discuția cu Monica, chiar ai menționat de ce ar trebui să-mi pese mie. Pentru că mă gândesc că eu sunt într-o comunitate sigură, că eu n-am cum să pic victimă, n-am de gând să plec, nu am vulnerabilitățile respective. Ei bine, traficul de persoane ne afectează pe fiecare, pentru că odată afectează siguranța comunităților noastre. Și apoi, dacă e să ne uităm la cifrele astea, doar la cifrele oficiale, da, 2880 de victime în Uniunea Europeană din România, oamenii ăștia am pierdut potențialul lor. Am pierdut ceea ce ei ar fi putut să construiască, ceea ce ar fi putut să facă. Nu putem decât să sperăm, Ioana Sândescu, faptul că am tras un semnal de alarmă, cel puțin astăzi. Vom reveni și în alte ediții. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și succes în campaniile pe care le veți avea anul acesta. Și noi mulțumim pentru că v-ați aplecat asupra subiectului. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Rămâneți în continuare pe Metropola TV.